Bună și bine ați revenit la mine pe canal, da, am o lumânare acolo în spate aprinsă și este o lumânare așa de frumos mirositoare, dar o să vorbim și despre asta într-un alt video, despre lumânări și despre chestii domnatice și alte lucruri. Despre ce vom vorbi în video de astăzi? Vom vorbi despre ce am citit eu în luna septembrie. Am câteva cărți fizice și am o bună parte de cărți de pe... Să-ți jos, mă dau mai așa, de pe Kindle. Da, nu știu, cumva văd că prefer să citesc mai mult de pe Kindle, mi-e mai ușor decât să citesc de pe o carte fizică, dar da. După cum știți, într-un video anterior, am să vă las pe aici pe undeva un card, v-am întrebat pe voi și v-am rugat să alegeți două cărți pe care să le citesc eu din 6. Și unul din comentarii a fost să citesc Pacientul și am citit-o și Shatter Me și am citit-o și pe asta. Nu am citit, știu că un comentariu mai era să citesc Portocala Sângerie, dar încă nu am apucat să o citesc. Poate o voi termina de citit până la finalul lunii, pentru că eu când filmez este 26 septembrie, dar nu cred. O lăsăm pe luna viitoare, pe octombrie. Și pentru că deșteapta de mine nu știa care cartea asta și în limba română, aparent. Da, o am și în limba engleză, o am și în limba română, dar am numai primul volum în limba română. Am citit-o, dar am citit-o în engleză. Da, astea sunt două dintre cărțile pe care le-am citit, care voi mi le-ați cerut să le citesc. Iar o altă carte pe care am citit-o, să spun așa... Și, da, apropo de astea două, chiar mi-au plăcut. Nu știu, Pacientul, vă voi spune exact părerea mea când vom vorbi despre cartea respectivă, dar, nu știu, m-a cam dezamăgit final. O altă carte pe care am citit-o este Verity. Și, da, mi-a plăcut foarte mult cum e scrisă. Vă voi lăsa, am și un semn de carte pe aici prin ele, așa că l-am scos acum. Vă voi lăsa recenzia la fiecare carte, după cum v-am obișnuit, sâmbătă și duminica. Dar hai să trecem și la cărțile pe care le-am citit pe Kindle, pentru că sunt câteva. Una dintre cărțile pe care am citit-o pe Kindle este Den of Vipers. Și am citit această carte pentru că am văzut la Anita pe canal. Am să vă las link-ul ei pe undeva prin descriere ca să vă duceți la ea. Da, și am văzut video de la dânsa și a spus că da, este o carte care ea nu o recomandă persoanelor sub 18 ani și este o carte care a fost un pic... Ce naiba tocmai citesc? Dacă știți cărțile acelea Corrupt, seria aceea Corrupt și mai erau încă 3 parcă în acea serie. Păi seria aia e mic copil pe lângă Den of Vipers, credeți-mă. Și da, nu o recomand nicio carte aceasta la copiii sub 18 ani. Nici 18 ani nu aș recomanda, aș recomanda 21 de ani plus, dar în fine. O altă carte, de fapt este primul volum dintr-o serie, se cheamă Vow of Deception sau ceva de genul. După care al doilea volum este Tempted by Deception și al treilea, nu l-am mai citit, am rămas la al doilea volum undeva pe la vreo 75% l-a citit, pentru că m-a enervat foarte tare volumul 2, în sensul că în volumul 1 este scris din perspectiva tipei și în volumul 2 este scris exact aceeași poveste, exact aceleași relatări, exact aceleași chestii din punctul de vedere al tipului. De ce ai scrie două cărți la fel? Bine, na, vă dați seama că detaliile sunt diferite și chestiile de genul sunt diferite, dar m-a cam... am fost ceva în genul, ok, bun, prima carte e foarte faină, dar a doua... Serios, iar o luăm cu povestea de la capăt. Mă gândeam că nu știu, se întâmplă, probabil se întâmplă, la final se întâmplă cu totul altceva, dar da, nu. După care am auzit de o carte, tot v-am zis că mă uit la o tipă care este din Australia și ea a recomandat o carte din aceea tip mafia romance, ca să spun așa, care se cheamă Beauty and the Beast.
Și mi-a plăcut destul de mult. E destul de grosuță, parcă și asta, din Vipers are vreo 600 și ceva de pagini, deci Dumnezeu cum e la până am terminat să o citesc. Dar da, asta, Beauty and the Beast, am citit-o, cred că în 2 zile, hai poate 3, cred că în 3. După care am citit primul volum dintr-o carte care se cheamă Private Property, primul volum se cheamă Private Property, nu știu cum se cheamă seria. Am impresia că sunt 3 volume în această serie. Am zis că îmi cumpăr și al doilea, dar nu l-am mai cumpărat. Probabil îl voi cumpăra și îl voi citi în octombrie, pentru că sunt curioasă cum au decurs lucrurile, dar primul volum mi-a plăcut. După care, da, le-am scrise pe foaie pentru să nu stau cu Kindle-ul după mine ca să... care îi. După care am citit Second Chance Contract. Știu că la un moment dat eram, oare vreau să o termin cartea asta de citit, parcă mă plictisește, dar până la urmă am terminat-o și m-a fost cât de cât ok, adică chiar mi-a plăcut. Iar ultima carte de pe Kindle pe care am citit-o în această lună se cheamă The Billionaire's Unwanted Surrogate. Surrogate? Cum n-am să zice? În fine. Măi, povestea asta a fost un pic așa, what the fuck? Ca să vă zic, adică știți ce este o mamă surogată, în sensul că, da, faci un copil și când e vorba să naști copilul, tu iei o sumă de bani și copilul ăla se duce la 2 părinți care, nu știu, nu au putut face copii sau nu a vrut tipa să facă copii sau tipul nu a vrut să facă copii și au apelat la o mamă surogată, în sensul că... Da, ea poartă copilul 9 luni în burtă și așa îl naște și imediat cum l-a născut îl iau acei părinți. În fine, e chiar o carte interesantă, ceva ce nu prea am citit, nu prea e un gen de carte pe care l-aș fi citit, dar mi-a plăcut, sincer să vă zic, chiar mi-a plăcut. Da, și cam astea sunt toate cărțile, ia să vedem câte avem în total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cărți jumate, hai dacă o punem și pe aia la altă. 10 cărți jumate, de fapt. Da, cam asta este tot ce citesc eu în luna septembrie. Nu știu dacă este mult, nu știu dacă este puțin. Încerc să citesc în fiecare seară, dar uneori nu-mi iese, uneori n-am chef, mai ales dacă am avut o zi de muncă foarte grea și am mai avut și alte chestii de făcut pe lângă muncă sau am avut în weekend de făcut o grămadă de chestii pe afară pentru că a venit toamna și pentru că curte și strâns și chestii de genul, nu prea mai arde să mai stau seara, vin, intru în casă sau termin munca, termin ce am de făcut, mănânc. Da, este sâmbătă dimineața, scuzați. Mănânc, fac un duș și cad calibelul la bat, pur și simplu, adorm. Dar n-am, eu încerc să citesc în fiecare seară, dar nu știu cât îmi iese, nu îmi iese tot timpul, uneori citesc, uneori nu citesc, nu vreau să intru în reading slam, chiar nu-mi doresc chestia asta, pentru că știu că dacă intru în reading slam, probabil câteva luni nu voi mai citi nimic. Pentru că am mai pățit chestia asta și tot timpul dacă este o carte care văd că nu mă prinde după primele 100-150 de pagini, o las și prefer ori să-mi cumpăr alta, ori să mă duc în bibliotecă și să-mi iau alta. Asta-s eu. Da, păi cam asta este tot. Astea sunt toate cărțile pe care le-am citit eu în luna septembrie. Sper că v-a plăcut acest tip de video. Oare să mai facem un video cu ce vreți să citesc eu în luna octombrie și să selectez tot așa niște cărți? Da, cred că vom face chestia asta. Ce vreți să citesc eu în luna octombrie? Următorul video va fi ăsta. Păi, ce să vă zic, cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!